mai comentez încă, nu mai comentez în schimb din, de acum vreo 4 ani la Radio România Actualități, fiindcă m-am pensionat. În schimb, comentez la Radio Național FM și pot să spun că, într-adevăr, abia acum comentez așa cum ar trebui un meci, fiindcă îl comentez integral. Deci am comentez din cupele europene la fotbal, meciurile echipelor românești din cupele europene. Comentez meciuri de handbal din Liga Campionilor la fete și la băieți. Și mai nou, comentez cât un meci din Liga Secundă, Casa Parurilor, la integral, un meci care este cap de afiș. Da, deci eu comentez. Deci ai treabă, ca să zic nu, așa. Nu, sigur că da, nu, comentez, o fac în mod gratuit, fiindcă... Cum adică gratuit? Păi da, păi adică... Strigi piața, Ilie. Domnul Ovidiu, nu, fiindcă ce se întâmplă? Eu am un principiu și am... Dacă am spus atunci când am plecat de la România Actualități, că dacă mai comentez, o fac absolut gratuit. Adică așa cum și eu respect principiile, nu este niciun fel de problemă, o fac din pasiune, fiindcă mă oprește lumea pe stradă și mă întreabă. Lumea nu înțelege că, totuși, anii trec. Dar mă întreabă unde comentez și fiindcă mă oprește foarte multă lumea pe stradă, nu numai în cartierul meu, dar și peste tot cam unde mă duc, mai comentez încă și eu zic că mai am o preocupare dacă o fac așa, și din pasiune. Când comentez din provincie, nici acolo nu-ți plătesc drumul sau cazare? Nu, vor să-mi plătească drumul, dar nu vreau să accept. Adică tu te duci la Cluj pe banii tăi ca să da, comentezi? Nu contează. Păi, domnul Vidiu, banul trebuie să circule. Adică de nu contează. Da, să circule și invers, păi, numai de la tine. Că... Știți, totuși, adică banul la mine n-a fost o prioritate niciodată. Deci dacă am cheltui, dacă nu, nu. Nu mă împrumut ca să cheltui, nu. Bun, și în principiu cam săptămânal comentezi, înțeleg. Da, comentez, da, săptămânal. Și câte două meciuri, câteodată și trei, depinde. Ai spus o chestie interesantă și sunt curios cum o comentezi în continuare. Acum zici că e mai bine la radio... Național FM. Național FM, pentru că transmiți meciul în întregime. Integral. Când erați când erai la România Actualități, prindeai crâmpeie, pentru că se trecea cu microfonul de la un meci la altul. Nu atunci, că atunci era foarte bine, fiindcă era emisiunea Fotbal Minut cu Minut foarte ascultată. Așa. Erau milioane de oameni care ascultau atunci. Dar de ce ați renunțat la... Păi, erai șef atunci, nu? Nu, am fost șef, tot timpul am fost, da. Da, la fotbal am fost șef până m-am pensionat. Până și am fost șef. De ce ați desfințat? Șeful secției sport am fost până în 2014 când s-a desfințat și singura chestiune pe care n-am observat-o s-a făcut pe la spatele meu și fiindcă dacă eu știam, opream acest proces. Așa cum am salvat transmisiunile directe la Radio România Actualități de 5 ori. Deci trecând peste voința președintelui director general, fiindcă mi s-a părut că Radio România trebuie să comenteze, să transmită în direct. Și pe timpul fascismului și pe timpul comunismului, tot timpul. Deci s-au comentat meciurile. Cât am fost eu, cel puțin cât eram eu șef de secție, mie nu-mi convenea să nu se comenteze. Că se spunea, păi de ce Televiziunea Română nu comentează și Radio România trebuie să comenteze? Că ele cam același statut. Adică știți cum sunt de stat și asta era. Și eu am trecut peste și am avut noroc că am avut uși deschise, am izbutit și am salvat de 5 ori transmisiunile directe. Deci, bine, dacă știam, scuză-mă că te întreb, acum e și greu pentru că meciurile se joacă la ore diferite, încep la 5 să termină la 11 noaptea. Nu. Acum vă spun, nu se poate practic. Adică, deci minut cu minut, practic, am murit de la sine. Da, normal, nu, sigur, e timpul televiziunilor, acum. Atunci, când s-a putut până prin 2003, cam așa. Și atunci au fost, în schimb, tot așa, multe, multe presiuni ca să nu mai fie transmisiunile, dar le-am apărat cu eroic. Dar au fost. Ce se întâmplă? Acum vă spun. Sigur că la ora actuală, dacă nu mai există nici măcar două meciuri în prima ligă, în orice campionat din Europa, după cum bine știți, există un schelet al etapei. Ce presupune? Ca 4 sau 5 meciuri să fie netelevizate la aceeași oră. În Italia se întâmplă, da, în Portugalia, Franța, Anglia, Germania, la noi nu. Eu înțeleg, suntem săraci, dar asta este. Sigur că la radio nu asta e problema. Problema este că, dat fiind faptul că s-a schimbat, Radio România Actualități mă refer, s-ar fi putut comenta, de exemplu, în alt fel. Adică, dai, de exemplu, când sunt meciurile care pică sâmbătă seara, duminica seara, pe Arena Națională, pe emisiunea care are 3 ore, atunci da. Dar nici atunci integral, fiindcă nu știu dacă mai sunt comentatori care să trăiască meciuri în așa fel încât să capteze atenția. Contează enorm. Și scrie, de exemplu... Tu parcă jucai. Adică transmiteai parcă jucând. Erai, domnul Vidiu, erai apucat, așa, pur și simplu. Nu, am un principiu. Am avut un principiu tot timpul.
când comentez eu, mai bine să sară lumea de pe scaun decât să adoarmă. Iar al doilea principiu era, eu trebuie să fiu întotdeauna mai bun decât meciul pe care îl comentez. Deci ăsta au fost cele două principii ale mele. Auzi, Ilie, da, că n-am vorbit niciodată pe tema asta. Dar nu crezi că deformai un pic realitatea? Adică eu nu cred, fiindcă este una... O înfrumusețai dintr-un meci. Modest, făceai unul foarte tensionat, foarte atractiv. Nu, nu. Este una ca un comentator să pună suflet și să transmită celui care ascultă, fiindcă omul care ascultă nu vede meciul. Dar în momentul în care îl aude la radio, în transmisiunea directă, el trebuie să se considere că să este spectator. Să fie capacitat, să fie că vede, să fie vede. Îl vede, sigur că da. Și mai vă spun o chestiune. Cât sunt eu de rapid, dar totuși, nu totdeauna mă țin, spun jucătorul care se află în posesia balonului, fiindcă ar însemna să iau foc. Deci o chestiune. Trebuie să... un comentator este obligat, prin natura profesiei, în opinia mea, accepțiunea mea, să facă pe ascultător să trăiască meciul. Asta a fost, adică principiul să meu. Să participe, sigur, să-l implice. Sigur, sigur. Spune-mi, și să știți că nu înseamnă că dacă am transmis cu pasiune, n-am și criticat. Ba da. Adică cum să nu am spus exact fiziunea meciului, fiindcă dacă un meci foarte slab, eu nu puteam să spun că este excelent. Dar simt, tu vii dinăuntru, ca să zic așa. E adevărat folclorul ăla, acum că Valentin Stănescu i-a spus la un moment dat lui Mureșan, las-o mai încet că nu se pot ține jucătorii după tine? Nu, nu Mureșan. I-a spus-o, într-adevăr, Valentin Stănescu, zimbrul. Dar era spus... antrenor la acela, rapid. Da, la... Nu, nu, era la Craiova și i-a spus lui Sabi Domozina. Domozina comentat de pe stadionul Tineretului, Dumnezeu să-l ierte. Da. Mare, mare comentator. Așa. Și i-a spus în momentul ăla că era și înfuriat Valentin Stănescu. Echipa lui era condusă. Și măi, Sabi, s-a întors la el, las-o mai încet, că să se țină și jucătorii de tine. Nu se pot ține jucătorii după tine. Nu, asta este așa. Mi-a zis și mie o dată, sub altă formă, Ion Ghițulescu, un studio, da, așa, fac o glumă, cum era Ion Ghițulescu, care iar era un timbru uluitor.